Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Cartea Sfântului Ioan de Cronstan, din minunata sa carte, Frumusețea Vieții Creștine. Am ajuns la finalul acestei cărți, atât de frumoasă, de duhovnicească, care Sfântul Ioan a tâlcuit dogmele credinței, a tâlcuit Sfintele Taine ale Bisericii, ne-a luminat cu învățătura virtuților, despre ce sunt virtuțile, ne-a luminat cu învățătura despre patim, despre păcate, despre cum lucrează ele și toate acestea atât de frumos. Și acum, iată că am ajuns la finalul acestei cărți. Sfântul Ioan de Cronstan, Frumusețea Vieții Creștine, un loc de încheiere. Omul se primejduiește continuu din cauza păcatului și are nevoie permanență de Mântuitor. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să-L chemăm în gând, să-L chemăm cu credință vie și clară și El ne va izbăvi. Dragi părinți și tutori, aveți grijă să nu faceți copiii voștri capricioși. Astfel vor uita curând valoarea iubirii voastre și vor umple inima de răutate. Capriciul reprezintă întunericul sufletului, regina inimii, molima iubirii, sămânța răutății și urăciune înaintea lui Dumnezeu. De ce ne amintim de greșelile omenești și ne supărăm pe cei ce ne-au jignit, dar uităm uneltirile diavolului, cele meschine, rele și neîncetate? Chiar dacă ne-au fost insuflate de el de 1000 de ori pe zi, pe când o singură greșeală a unui om o purtăm uneori în inimă zile întregi, acesta este un șeretic diavolesc. Îți urăști dușmanul, ești un om neînțelept. De ce? Pentru că atunci când îți urăști dușmanul, tu te chinui pe tine însuți din interior. Spune, nu există un chin mai mare și o mai crudă autopersecuție să te maci cu ură față de dușman? Iubește-l pe dușman și vei fi înțelept. Și dacă ai ști ce triumf, ce fericire este să iubești dușmanul și să-i faci bine. Dacă am ști aceasta, toți am iubit dușmanii și am răspândit cu bine celor ce ne fac rău și am binecuvântat pe cei ce ne blastămă și atunci am simțit tot timpul bucurie și fericire în sufletul nostru. Omul mândru, în timp ce alții vorbesc despre virtuțile unui semen, se teme cu viclenie ca nu cumva acel om să fie mai pe sus decât el în virtuți și să-l eclipseze. Căci acesta se plasează mai presus decât toți și își închipuie că nu se găsesc virtuți la fel sau mai bune la alți oameni. Unde ar mai fi loc de luptă și de fapte și de virtute dacă nu am fi nedreptățiți de alții? Dacă nu am fi jimiți, unde ar fi locul răbdării, necazurilor, a blândeții și a smereniei? Dar trebuie să experimentăm multe feluri de rele pentru a ne arăta bunătatea și a câștiga cununile virtuții. Să nu ne mâniem pe cei ce ne jignesc, să nu admitem patima de a observa și o sândi la aproapele nostru pe un păcat, așa cum se obișnuiește pe la noi. Fiecare va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru sine însuși, fiecare are conștiință, aude cuvântul lui Dumnezeu și cunoaște voia lui, fie din cărți, fie din discuțiile cu alții, fie din învățăturile duhovnicilor. Mai ales să nu privim cu mânie la păcatele celor mai în vârstă, care nu ne privesc, că și fiecare se mântuiește și slujește Domnului în felul său. Noi să ne ispășim păcatele inimii noastre, să fim atenți la noi înșine când o persoană săracă și nevoiașă ne cere ajutorul. Deoarece vrăjmașul va încerca în acest moment să ne umple inima cu răceală, cu indiferență și chiar cu dispreț față de persoana respectivă. Să depășim în noi înșine aceste dispoziții necreștinești și inumane, să trezim în inima noastră dragostea firească față de toți semenii noștri, ca față de niște biserici ale Duhului Sfânt, că în fiecare sunt temple ale Dumnezeului cel viu și biserici ale Duhului Sfânt. Astfel Hristos Dumnezeu ne va iubi și ne va da tot ce îi vom cere și vom face toate cu puterea Lui.
Creștinul trebuie să fie bun în orice moment pentru a învinge răul cu binele. Dacă suntem jigniți, să nu fie răzbunători. Când cineva ne aruncă o privire blândă sau ne vorbește, să nu intrați în inima la rău, ci să vorbim cu bunătate, ca și cum nu s-ar fi întâmplat între noi nimic, între noi și persoana vizată. Să învățăm să biruim răul prin bunătate, blândețe, smerenie și sfințenie. Să nu fim mândri și răzbunători. Să nu se mânie Domnul pe împietrirea inimii noastre. Invidia la un creștin este o nebunie curată. Ni se poruncește să ne mulțumim cu ceea ce avem. Trebuie să ne mulțumim cu iubirea reciprocă, cu bunăvoința și mulțumirea, cu prietenia și ospitalitatea, cu generozitatea, cu strădania și cu cele mai înalte virtuți, smerenia, milostenia, blândețea și sfințenia. Pomana este bună și mântuitoare când este combinată cu îndreptarea inimii de mândrie, de răutate, de trândăvie, de lene, de curvie, de minciună, de înșelăciune și alte păcate. Dacă omul nu se îngrijește de schimbarea inimii sale și se încrede în milostenia sa, nu va câștiga prea mult de pe urma ei, pentru că ceea ce zidește cu o mână distruge cu cealaltă. Cine este obraznic față de om, este obraznic și față de Dumnezeu, așa cum suntem mulți dintre noi. Respectați maestosul și prețiosul chip al lui Dumnezeu din om și aveți răbdare cu greșelile și slăbiciunile omului căzut, pentru că Domnul are răbdare și el cu slăbiciunile ale voastre. Iubirea de sine și mândria se manifestă mai ales prin nerăbdare și irabilitate. Atunci când cineva nu tolerează nici cel mai mic deranj pe care îl provoacă ceilalți, în mod intenționat sau chiar neintenționat. Îngânfarea și mândria ar vrea să punem totul la locul lui, să ne înconjurăm de toate onorile și comoditățile vieții vremelnice și să-i facem pe toți oamenii să ne se supună în tăcere și neîntârziat. Trebuie să fim smeriți, blânzi și răbdători, amintindu-ne că suntem un nimic, că suntem necurați, că tot ce este mai bun este al lui Dumnezeu, că darurile lui sunt viață, respirația și toate câte le avem. Cine este nerăbdător și iritabil nu se cunoaște pe sine și nici pe om în general. Așadar, nu este demn de a fi numit creștin. În fiecare zi îți cer pomană. Dă-le în fiecare zi de bunăvoie, fără amărăciune, fără grosolănie sau nemulțumire. Pentru că nu le dai cele ale tale, ci cele ale lui Dumnezeu, copiilor crucii, căci care abia au loc unde să îngenuncheze. Tu ești administratorul bunurilor lui Dumnezeu, ești un slujitor al fraților mai mici al lui Hristos. Fă-ți partea ta cu blândețe și cu smerenie, nu-i obosi. Iubirea odihnește, lărgește plăcut inima ta și o însuflețește, în timp ce ura dureros, ce ura este dureros de îngustă și o tulbură. Este cel ce urăște pe alții, se chine pe sine și este cel mai necioplit dintre toți. Pentru că ca să nu-ți amintești de răutatea aproapelui tău, ci să-l ierzi din inimă, adu-ți aminte că tu însuși ești străin, nu ești străin de răutate și de toate celelalte patimi. Adevărata iubire suportă de bunăvoie greutățile, necazurile, truda, rabdele, sentimentele, umilințele, neajunsurile, defectele, greșelile, dacă nu dăunează celorlalți, suportă cu răbdare și blândețe josniciile și răutățile celorlalți, lăsând totul pe seama lui Dumnezeu cel atotvăzător, cel drept, rugându-se ca Dumnezeu să aducă înțelegere celor întunecați de patimile nebunești. Este neplăcut pentru omul mândru când îi se cere să se smerească în fața celorlalți, pentru omul invidios când îi se cere să arate bunătate față de dușmanii săi, pentru omul răzbunător când îi se cere să ierte și să se împace. Dar ei trebuie să-și învingă patimile și să facă cu bucuria ceea ce li se cere sau li se le impune Evanghelia. Astfel, luptând fără pocăință cu patimile incorregibile, vor pieri pentru totdeauna. Să ascultăm nu ascultăm calomniile vrăjmașului împotriva aproapelui, să nu ne aminte la urăciunile lui, la diferitele lui rele, la mândria lui,
să privim la om cu simplitate și respect ca la chipul lui Dumnezeu și să nu gândim rău despre el fără motiv. Când ne rugăm din interior sau exterior, avem certitudinea că Domnul este cu noi și noi. El aude fiecare cuvânt, chiar dacă îl rostim în gând, îl vorbim din inimă sincer, să ne osândim sincer pe noi înșine, fără a admite nici cea mai mică scuză, să avem credință că Domnul va îndura și nu vom rămâne neiertați. Ne-am convins de aceasta din experiență. Să ne amintim de chemarea noastră cerească și să nu ne tulburăm pentru lucruri trecătoare și neînsemnate. Să respectăm demnitatea cerească celorlalți și să nu îndrăznim să ne insultăm sau să îi urâm din cauza vreunui lucru pământesc. Dacă suntem jigniți și suntem simțim supărare și murmuri, înseamnă că avem mândrie pe care trebuie să o lovim și să o alungăm din inimă prin defăimările venite din afară. Așadar, să nu ne supărăm de beajocoritori și să nu urâm pe cei ce ne urăsc sau ne blastămă, ci să iubim ca pe niște doctori pe care Dumnezeu ne-a trimis și să ne facă să înțelegem, să ne învețe smerenia, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei, să-i binecuvântăm pe cei care ne blastămă. Antipatia, dușmania sau ura nu ar trebui să existe între creștini, nici măcar cu numele. Să vedem pretutindeni dragoste și vom descoperi întotdeauna și peste tot iubirea. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.